Sunt profund onorată să primesc acest titlu de la dumneavoastră. Este un sentiment copleșitor să mă alătur unui grup de personalități remarcabile cu ale căror realizări orașul se mândrește. Această ocazie mi-a permis să reflectez asupra trecutului și m-a încurajat să revizitez aspirațiile copilăriei și tinereții, greutățile depășite în carieră, precum și reușitele. Am avut norocul să mă nasc și să îmi petrec copilăria în Buzău. Anii de școală i-am urmat la școala numărul 15, cunoscută și sub numele de George Emil Palade, unde am avut onoarea de a fi îndrumată de pedagogi dedicați, mulțumită cărora am așezat fundații teoretice solide pentru studiile liceale și universitare. În timpul școlii am urmat de asemenea lecții de pian la Centrul Județean de Cultură și Artă. Deși nu am urmat o carieră muzicală, acei ani de educație artistică, supravegheați de profesori buzoieni, mi-au dovedit puterea artei de a ne inspira, relaxa și reenergiza atunci când viața devine stresantă. La 14 ani mi-am început pelerinajele, inițial naționale și ulterior internaționale. După mai bine de 10 ani petrecuți în Buzău, alături de bunicii mei, m-am alăturat părinților mei în București, unde am început cursurile liceale la Colegiul Național Mihai Viteazul. Am avut astfel prilejul de a primi o educație solidă, oferită de profesori care m-au inspirat și ajutat să-mi aleg drumul în viață. Mulțumită dumnealor, mi-am ales profesia de cercetător științific, care ulterior a virat spre o carieră de scriitor științific. După completarea studiilor de licență și master la Universitatea din București, am decis să pășesc într-o carieră internațională de cercetător. Abia când mi-am început studiile doctorale la Heidelberg, într-un laborator axat pe evaluarea diferitelor compartimente din celulele tumorale, am realizat conexiunea aproape profetică cu renumitul cercetător buzoian, doctorul George Emil Palade. Numele său, asociat cu dezvoltarea biologiei celulare moderne, a fost rostit cu respect de către profesorii ce mi-au îndrumat studiile doctorale și postdoctorale. De-a lungul carierei am avut ocazia să devin la rândul meu profesor și ghid, să contribui la educația generațiilor următoare și implicit la construirea unei societăți bazate pe cunoaștere, curiozitate și compasiune. Gândindu-mă la trecut și reflectând cum am ajuns să primesc această distincție, nu pot decât să aduc mulțumiri tuturor acelora care m-au influențat, inspirat, pregătit și susținut pe această cale: părinții, bunicii și profesorii mei. De la ei am primit suport necondiționat și am preluat etica muncii care mi-a permis să avansez într-o carieră internațională extrem de competitivă. Revin cu drag în acest oraș, sub castanii care mărginesc Bulevardul Nicolae Bărcescu, unde am copilărit. Vă mulțumesc pentru că ați crezut că pot reprezenta cu cinste orașul Buzău. Cea mai mare recunoștință pentru primirea acestei distincții este însă oportunitatea de a face cunoscut potențialul celor născuți și educați în acest centru de excelență culturală și științifică.